Mersi frumos, am pornit acum înregistrarea. Ok, deci revin. Astăzi o să discutăm despre proiectul Nequipo. Și trebuie să trecem prin niște etape. Identificarea cerințelor, analiza specificațiilor și modelarea sistemului, proiectarea sistemului, implementarea sistemului, testarea și validarea sistemului. Și o să luăm pas cu pas, să încercăm să trecem prin ceea ce va trebui să faceți și voi. Cerință generală. Ce aveți de făcut? Va trebui să proiectați dispozitivul de comandă folosind o unitate de comandă microprogramată bazată pe microinstrucțiuni cu format variabil. Atenție, eu data trecută, vineri, v-am predat microinstrucțiunile cu format fix. Microinstrucțiunile cu format variabil urmează să fie făcute după vacanță. Da? Eu în cursul ăsta v-am pus ce se întâmplă și cu format fix, ce se întâmplă și cu format variabil, ca să vedeți o parte din modificările care apar, dar nu sunt toate informațiile acolo, pentru că la microinstrucțiunile cu format variabil apar niște modificări în organigram. Așa că dacă vreți să vă apucați înainte, o să vă spun cam ce pași puteți să faceți momentan. Ce folosim pentru chestia asta? Unitatea de comandă microprogramată, a cărei structuri generice o să vă prezent în primul curs din ianuarie. Componente digitale adaptate nevoilor de implementare a temei. Aceste componente vi le-am pus deja la dispoziție în directorul datasheets de pe Moodle. Pe alea puteți să începeți să le consultați, să vedeți ce memorie aveți la dispoziție, ce numărătoare, ce registre, ce v-am pus pe acolo. În funcție de cerințele temei de proiectare, va rezulta o structură particulară a microinstrucțiunii care va sta la baza alegerii componentelor digitale, respectiv la completarea conținutului memoriei de microprogram. Deci, cum spuneam, în funcție de aparatul pe care vă decideți să-l implementați, acesta va avea o anumită organigramă. Organigrama respectivă o să genereze anumite semnale pe care trebuie să le aveți, anumite memorii pe care trebuie să le folosiți, un anumit număr de astfel de memorii, pentru că am văzut data trecută că lungimea microinstrucțiunii vă impune uneori folosirea mai multor circuite de memorare cuplate în paralel. Iar conținutul memoriei de microprogram, am văzut ce se întâmplă în cazul microinstrucțiunilor cu format fix, iar în ianuarie o să vedem ce se întâmplă cu cum se completează conținutul ăsta în cazul microinstrucțiunilor cu format variabil. Proiectul se va realiza în echipă, în echipe de 4 oameni în principiu. Dacă numărul de 4 oameni care fac parte din aceeași semigrupă, dacă numărul de oameni din semigrupă nu este divizibil cu 4, atunci asistentul va decide dacă se fac echipe mai mari sau echipe mai mici, adică echipe de 3 sau echipe de 5. Da, deci asta este la latitudinea asistentului respectiv, vede cum este cel mai potrivit. Desfășurarea proiectului. Echipele de proiect vor fi constituite, cum spuneam, din 4 studenți. Componența echipelor și persoana care încarcă documentația se vor stabili la primul laborator în care se alege tema. Asistentul decide dacă se constituie echipe mai mari sau mai mici. Fiecare echipă va transmite o singură documentație comună a proiectului. Deci, practic, voi veți fi 3, 4, maxim 5 oameni care o să lucreze împreună. La sfârșit, va trebui să faceți un document și o prezentare. Vă veți desemna de la bun început un șef al echipei. Și acea persoană se va ocupa de upload-ul materialelor pe Moodle.
Prezentarea se face în baza unui document PPTX, mă rog, o prezentare, în ce vreți voi să o faceți, e problema voastră. Dar, în cazul prezentării, fiecare membru trebuie să susțină o parte din prezentare, practic ce a făcut membrul respectiv în cadrul echipei. Prezentarea va avea loc în ultimul laborator pe Teams. Și aici, noi v-am pus cumva o sugestie legată de cum s-ar putea împărți conținutul proiectului în funcție de 4 studenți. De asemenea, aveți și punctajul asociat fiecarei zone în parte, să zicem așa. Deci, practic, avem, ne-am grupat aici pe 5 etape. În prima etapă, practic, trebuie să vă faceți schema bloc, să alegeți echipa, să stabiliți care este proiectul, după care să descrieți funcționalitatea proiectului, să stabiliți schema bloc a aparatului, să faceți organigrama și să calculați lungimea microinstrucțiunii. Partea asta se poate face cu ce știți acum și cu ce o să vă arăt în cursul de azi. După care, într-o a doua etapă, trebuie să faceți conținutul memoriei de microprogram, dar pe asta nu puteți face până când nu vă predau următorul curs, și proiectarea schemei unității de comandă microprogramată, tot așa este în următorul curs. Pasul 3 reprezintă implementarea. Asta înseamnă să vă alegeți ce componente digitale vă doriți pentru a implementa circuitul și să faceți cablajul pe hârtie. Da? Deci totul se face pe hârtie, nu trebuie să faceți nimic pe, nu știu, fizic. Pe hârtie însemnând fie desenați pe hârtie de mână, fie faceți ceva în Paint, în PowerPoint sau în orice alt utilitar. Da? Pasul 4, scrierea documentației pentru activitățile derulate, integrarea documentației de proiect și elaborarea prezentării în format PPTX, astfel încât să puteți să prezentați. În fine, ultima etapă este prezentarea și, mă rog, upload-ul proiectului și prezentarea acestuia. Punctajul asociat, repet, îl aveți aici și o sugestie legată de alocarea sarcinilor pe diversi studenți din cei patru, aveți în ultimele patru coloane pe care le-am făcut aici. Asta este o sugestie de împărțire a muncii din cadrul proiectului, având în vedere că până acum n-ați mai făcut proiect în echipă, cel puțin în facultate. Nu știu cum s-a întâmplat în timpul liceului. Și mă gândesc că nu știți cum să faceți această împărțire echitabilă a muncii. Din cauza asta, noi v-am propus anumite împărțiri. Iar practic, dacă o să fiți atenți pe coloana asta, studentul 1 reprezintă de fapt liderul echipei, pentru că el este responsabil de upload-ul datelor pe Moodle. De asemenea, vedeți că prezentarea implică toți membrii, pentru că toți va trebui să răspundă de bucățile pe care le-au construit în cadrul proiectului. Conținutul minimal al proiectului, tema proiectului în care să spuneți ce faceți, descrierea funcționării automatului de comandă realizat, organigrama, spre deosebire de proiect, automatul trebuie să aibă 5 variabile de stare, calculul lungimii microinstrucțiunii, conținutul memoriei de microprogram, schema unității de comandă microprogramată, după care desenul cablajului circuitului proiectat. Deci acestea sunt pașii prin care trebuie să treceți în cadrul proiectului. O să trecem și noi printr-o parte din ei. Bucata asta o să o facem în săptămâna de după Revelion. Mai întâi vă arăt ce înseamnă microinstrucțiuni cu format variabil,
După care vă arăt mai facem încă un curs practic în care să vă arăt un exemplu de astfel de desen al cablajului, ca să înțelegeți despre ce e vorba. Da? Deci bucata asta de aici o să o cam facem după Revelion. Și un exemplu de astfel de temă, să se proiecteze un dispozitiv de comandă pentru reglarea temperaturii într-o plajă prestabilită, într-o sală de curs. Dispozitivul de comandă primește semnale digitale care indică dacă temperatura în sală este sub limita minimă sau peste limita maximă prestabilită. Dispozitivul de comandă primește un semnal digital care indică dacă temperatura exterioară este mai mică sau mai mare decât temperatura interioară. Sala este prevăzută cu un radiator, a cărui pornire sau oprire este comandată de dispozitivul de comandă, iar dispozitivul de comandă poate să comande și închiderea sau deschiderea ferestrei. Pentru inițializarea unui ciclu de reglare, se activează semnalul init și semnalul de ceas este generat de un dispozitiv extern. Deci asta este tema proiectului. Da? Mai departe, funcționalitatea. Funcționalitatea are două componente, descriere de tip compunere sau schema bloc, care implică desen plus diverse explicații și cerințele de implementare sub formă de text. Practic se realizează pe baza temei proiectului, care se completează cu detalii și explicații rezultate din deciziile care intervin, privind denumirea și semnificația variabilelor, dispozitivele auxiliare utilizate, dacă aveți nevoie de așa ceva, restricțiile impuse, componentele digitale pe care le aveți la dispoziție și care, v-am zis, sunt în directorul datasheets, la asta ați putea deja să vă uitați, și algoritmul de implementare al automatului respectiv, care va diferi de la un automat la altul. Și aveți aici schema bloc pentru acest DCRT pe care vi l-am prezentat. Da? Deci avem dispozitivul de comandă a temperaturii, care primește niște semnale. Semnale, ce semnale poate să primească? Poate să primească T mic, T mare, T comp, care înseamnă așa, T mic egal cu 1, temperatura este sub limită, T mare egal cu 1, temperatura este peste limită, T comp înseamnă temperatura exterioară este mai mare decât temperatura interioară, init-ul care îmi inițializează automatul, după care el comandă radiatorul și fereastra, deci trebuie să am un semnal de ieșire air on, air off, radiator on, radiator off, fdes, finc, fereastra închisă, fereastra deschisă, iar semnalele astea, T mic, T mare, T comp, se primește de la un modul de monitorizare a temperaturii, care primește la intrare o limită inferioară și o limită superioară, ca să știm care sunt limitele astea în funcție de care ne comparăm, după care informațiile de la doi senzori, unul plasat în interior și unul în exterior, care îmi spune care e temperatura interioară și care e temperatura exterioară. Comparând valorile astea, mai întâi temperatura interioară cu limita inferioară și cu limita superioară generează aceste două informații, T mic sau T mare, după care comparând T int cu T ext, îmi generează acest semnal T comp. Ce avem noi de făcut este de fapt ce se află în acest DCRT, da? Care, așa cum spuneam, primește cele 5 semnale, T mic, T mare, T comp, init și ceasul și scoate cele 4 semnale, R on, R off, F des, F inc. Deci asta avem noi de implementat. Mai departe, pasul 3 reprezintă organigrama automatului, se întocmește organigrama astfel încât să se satisfacă cerințele pentru implementarea microstructurii cu format variabil. În cazul nostru, automatul trebuie să aibă 5 variabile de stare. Organigrama asta se poate face în mod iterativ. Vedeți că din cauza unor constrângeri suplimentare care apar la microinstrucțiunile cu format variabil, puteți să vă așteptați ca acolo să vă mai introducă încă vreo 5-6 stări suplimentare față de ce aveți la reprezentarea
prin organigramă a automatului cu microinstrucțiuni în format fix. Da? Deci, atenție mare că atunci când trecem la microinstrucțiuni cu format variabil, se mai adaugă încă 5 sau 6 stări cel puțin. Sau, mă rog, pe acolo, 5-6 stări. Asta vă spun ca să vedeți legat de aceste 5 variabile, să nu ieșiți de pe 5 variabile, să intrați în 6 variabile de stare. Și practic ne apucăm și codificăm. Aici vedem o bucățică de stare, de organigramă, care nu e pe 5 bits, ci e pe 6. Deci, practic, ce se întâmplă? Sunt în starea inițială, să zicem că suntem starea A, pe care o codificăm cu 0 pentru toți biții. Cât timp nu s-a dat inițializare, rămân în starea A. Dacă s-a făcut inițializare, atunci se trece în starea B. După care, în starea B, verific dacă e temperatura prea mică. Dacă e prea mică, atunci se trece în starea C și se încearcă încălzire. Încălzire care se poate face fie prin radiator, fie prin deschiderea ferestrei pe partea cealaltă, în funcție de ce se întâmplă în momentul în care comparăm temperatura interioară cu temperatura exterioară. Dacă nu este temperatura prea mică, ar trebui să testez dacă este cumva prea mare, dar am văzut data trecută că nu avem voie să băgăm două decizii consecutive și atunci din cauza asta mi-apare această stare suplimentară în care verific dacă nici temperatura nu e prea mare, înseamnă că nu e nici prea mică, nici prea mare, înseamnă că nu trebuie să fac nimic, așa că mă întorc în această stare B. Dacă temperatura e prea mare, încerc să deschid geamul. Dacă cumva este mai răcoare afară, dacă nu, nu am ce face și așa mai departe. Deci, practic, în felul ăsta construiți organigram. Cum spuneam, atenție mare că din cauza structurii cu format variabil, mai pot să mai apară vreo 4, 5, 6 stări suplimentare. Bun, odată ce am făcut această organigramă, trebuie să ne apucăm să calculăm lungimea microinstrucțiunii. Pentru microinstrucțiunile cu format fix avem această formulă pe care am văzut-o data trecută și în cazul nostru, dacă avem, să zicem că în urma automatului ne-au rezultat 14 stări, am văzut că avem 4 semnale de intrare și 4 de ieșire. Și atunci, pe câți bit se reprezintă cele 4 variabile de intrare? Păi, pe 2 biți, da? Și atunci o să le codificăm 00, 01, 10 și 11. După care avem 14 stări, ele se codifică pe 4 biți, deci NADR este 4. După care avem 4 variabile de ieșire, aceste variabile de ieșire se pun necodificat, deci din nou 4, și atunci înseamnă că în total avem lungimea microinstrucțiunii de 14 biți. Există întrebări până aici? Ok. Mă mai auziți? Desigur. Auzim. Da, auzim. Perfect. Bun. Mergem mai departe. Deci am făcut, asta este calculul microinstrucțiunii pe baza algoritmului sau pe baza organigramei. Problema este, noi va trebui să ținem cont și de tipul de memorie pe care îl avem la dispoziție. Pentru că am văzut că în funcție de tipul de memorie pe care îl avem la dispoziție, putem să avem altă dimensiune al registrului de adresă față de numărul de biți pe care îi avem noi pentru codificarea adreselor pe care le avem în organigramă. Și atunci, ținând cont de tipul de memorie pe care îl folosim, s-ar putea să se modifice acest NADR, pentru că trebuie să țină cont de lungimea registrului de adresă. Și să zicem că avem la dispoziție aceste tipuri de adresă, da? De memorie.
1K ori 4, 1K ori 8, 16 ori 4, 64 ori 4 sau 256 ori 4. Pentru memorii va trebui să vă uitați în datasheets și să vedeți ce tipuri de memorie aveți la dispoziție. Și după aia, având în vedere că cerința ar fi ca voi să aveți adrese pe 5 biți, alegeți acea memorie care vă este cea mai convenabilă. Da? Deci dacă voi aveți un număr de stări care să fie între 17 și 32, între 17 și 32, acestea se vor codifica pe 5 biți, dar cel mai probabil nu o să aveți memorii pe 5 biți. Vedeți că fix 5-ul lipsește de aici. Da? Un K înseamnă 10 variabili de stare, 10, 4, 6, 8. Ok? Și special nu v-am pus acești 5. Ca să vedeți ce se întâmplă. Cel mai probabil că veți dori să folosiți ăsta. Să zicem. Dacă l-aveți la dispoziție. Sau poate veți dori să folosiți pe ăsta. Ca să folosiți mai puține circuite. Că vedeți, memoria asta este de 64x4. Deci s-ar putea să aveți nevoie de destul de multe circuite. Pentru că lungimea microinstrucțiunii o să vă dea cât v-a dat. Ne-a dat 14, da? Dacă folosim de-astea, înseamnă că avem nevoie de câte circuite? Ar trebui 4? 4 circuite. Întrebare, suntem limitați la câte circuite avem voie să folosim? Nu. Doar că, nu știu, eu nu sunt mai puturos. De ce să folosesc 4 când pot să folosesc 3? Circuitele astea o să trebuiască să fie desenate și cablate, unite, adică o să aibă pinișori. Și atunci, gândiți-vă, dacă circuitul ăsta are 64 ori 4, înseamnă că o să-mi intre ce? O să-mi intre 6 variabile pentru adresare, o să-mi intre alte 4 variabile pentru registrul de date și o să mai intre 2 pin probabil de, mă rog, și alți pin, că mai trebuie să mai întâmple și alte lucruri prin memorie, care țin de alimentare, de load, de clear și așa mai departe. La o memorie de asta, ce o să schimbe? Păi, în loc de acest 6, o să am 10, da? Pentru că am nevoie de adresare. Aici aveam nevoie de 6 biți, aici am nevoie de 10 biți. După care, în loc de 4, o să am 8, pentru că am registru mai mare, dar în schimb, la 2 la 10 ori 8, câte circuite avem nevoie? Păi aveam microinstrucții. Poftim? Ne trebuie 8. Păi de ce ne trebuie 8? Eu am lungimea microinstrucțiunii de 14. Dacă eu într-un circuit pot să bag 8, câte circuite am nevoie? Două. Două circuite, da? Pe de altă parte, am mai mulți biți de umplut, da? Dacă eu am 5 și trebuie să ajung la 10, înseamnă că trebuie să bag 5 zerouri. Dacă am 5 și trebuie să ajung la 6, înseamnă că trebuie să bag un singur 0. Deci depinde, trebuie să vă faceți o analiză, să vedeți cât aveți de desenați și să vedeți ce vă convine mai tare. Vă convine mai tare să aveți automate de-astea memorii mai mari, dar vine cu problema cu prea multe locații de memorie, deci prea mulți biți de adresare, sau vreți memorii mai mici, de forma ăsteia, dar vin cu problema legată de numărul de circuite, că având registrul de date mai mic, aveți nevoie de mai multe astfel de circuite.
Deci asta este o analiză pe care trebuie să o faceți voi în interiorul echipei și să alegeți ce vă convine mai tare. După aia, în funcție de memoria folosită, trebuie să-l recalculați lungimea microinstrucțiunii, pentru că na, se modifică registrul ăsta. Modificându-se acest registru de adresare, se modifică și lungimea microinstrucțiunii. De exemplu, dacă alegem o memorie de asta de 64x4, registrul de adrese va avea 6 biți și atunci lungimea microinstrucțiunii nu o să mai fie, cum o calculasem noi, 2 plus 2 ori 5 plus 4. De data asta o să fie 2 plus 2 ori 6, pentru că registrul de adrese are 6 biți și atunci noul număr de biți pentru lungimea microinstrucțiunii este 18. Ok. Dacă e 18, înseamnă că o să am nevoie de 5 circuite de memorie, nu 4 cum calculasem noi aici. Da? Din cauza că modificându-se modificându-se numărul de biți pentru adresă, s-a modificat lungimea microinstrucțiunii și am trecut și pe cel de-al cincilea astfel de circuit. Deci trebuie un pic de atenție pe aici. Mai departe. Am spus că pentru deci în momentul în care avem 18 biți, avem nevoie de 5 astfel de capsule și am zis că trebuie să stabilim care este conținutul unei microinstrucțiuni și să vedem că de fapt avem concatenarea acestor registri de date pentru a obține dimensiunea cuvântului microinstrucțiunii. Având nu mai știu câte 14 stări, automat doar bucăți din circuitele astea de memorare pot să fie folosite sau spațiul de memorare e folosit doar parțial. Departe, deci ăsta era calculul lungimei microinstrucțiunii. Următorul pas este reprezentat de conținutul memoriei de microprogram. Și practic aici scriem exact ce știm. Am zis că datele de intrare se codifică pe 2 biți, deci practic avem 2 biți pentru NCI, avem 6 biți pentru că avem memorie pe 6 biți pentru adresa pe 0, avem 6 biți pentru adresa pe 1 și avem 4 biți pentru ieșiri. Ok? Deci practic completăm conținutul ăsta de microprogram. Aici e doar începutul. Aveam pentru asta, de exemplu, să zicem că avem starea asta pentru A. Ce o să avem? Avem codul pentru init, care este 00, după care avem adresa pe 0, care este mulți de 0. După care avem adresa pe 1, care este asta. După care trebuie să punem, dacă avem vreo ieșire, nu avem nicio ieșire, deci mai vin 4 de 0. Da? Ăsta e input codul, până aici adresa pe 0, da? Deci ăsta este cod de intrare, ADR 0, ADR 1 și aici este, de aici încoace este practic out. Da? La un moment dat ajungem la starea D, unde avem sal necondiționat, deci putem să punem XX, putem să punem aici în loc de XX orice. Starea următoare o să fie asta, deci 001001001001 și trebuie să punem 1 pentru ieșirea corespunzătoare lui RON, da? Deci practic asta este cu conținutul memoriei. Există întrebări? Mai departe. Trebuie să facem schema unității de comandă microprogramată.
Pentru asta pornim de la schema unității de comandă prezentată la curs. Alegem memoria folosită și alesesem aici 64x4, tipul de multiplexor, practic dacă noi avem 4 semnale de intrare, înseamnă că ne trebuie un multiplexor 4x1. Tipul de numărător, ăsta nu este cazul pentru format fix, o să avem nevoie de el la format variabil. Și tipul de porți, depinde pe unde o să avem nevoie de șiuri sau alte nebunii pe acolo. Cum spuneam, în directorul datasheets o să găsiți descrierile circuitelor care pot să fie folosite pentru implementare. Așa că în momentul în care avem și această informație, putem să trecem la desenatul schemei electrice a circuitului rezultat. Să spunem câte circuite de memorie, ce multiplexoare, ce avem pe acolo nevoie. Da? Deci, practic, se pornește de la asta, ce avem nevoie aici? Păi avem nevoie de acest prim multiplexor, care poate să fie un MUX 4x1, după care avem nevoie de bateria asta de multiplexoare. Câți biți avem? Păi avem 6 biți, ori multiplexoare 2x1. Sunteți de acord cu mine? După care avem nevoie de acest registru de adrese, care o să fie pe 6 biți. Nu știu dacă avem noi registri pe 6 biți și atunci ar putea să folosim un registru pe 8 biți, în care 2 biți să fie la masă și să nu-i citim niciodată, în momentul în care îi punem în registru de adrese ai memoriei. De fapt, scuze, registrul ăsta de adrese este registrul de adrese al memoriei și atunci înseamnă că are exact 6 biți. Deci, practic, trebuie să vedem cum unim biții din multiplexor. Deci, practic, noi o să avem 6 multiplexoare de genul ăsta. Din fiecare o să-mi iasă câte un bit de aici și atunci pe ăsta trebuie să-l băgăm într-un registru de adrese. Registrul de adrese care este paralel-paralel și care are 6 biți. Și atunci trebuie să facem unirea acestor biți. Da? Astfel încât să poată să fie preluați. De asemenea, o să am nevoie de clock ca să știe să-mi preia datele cum trebuie și așa mai departe. Sunt o serie de alte informații care trebuie stabilite. Există întrebări? Facem pauză? Nu ar strica. Ok. Atunci hai să facem pauză și după aia vă... După pauză vă mai rețin un sfert de oră, 20 de minute și încheiem curs. Ok? Ok. Bine. Pa, pa!
problema este. Continuăm? Bun. Ok. Deci cam asta avem de făcut. Acum, vă amintesc prin slide-ul ăsta mai trecut în cursul 3. Ce o să găsiți în datasheet-urile alea? Practic, mai întâi găsiți această primă informație legată de cum arată piesa, câți pini are, care sunt dimensiunile și ce face, da? După care, în continuare, găsiți diverse detalii. Legate de caracteristicile pieselor respective, de exemplu, că e din plastic, că e din ceramică, care este plaja de temperaturi pe care o suportă, dacă rezistă la șocuri sau nu. Practic, aici toate piesele care sunt descrise în pagina asta realizează aceeași funcție, funcția care este desenată jos de tot, da? Deci practic funcția de aici, dar ele funcționează în regimuri diferite, de temperatură, deci disiparea căldurii, de șocuri mecanice sau nu, și așa mai departe. În plus, aici avem diverse informații legate la dimensiuni. Da? Pentru fiecare piesă în parte avem alte dimensiuni pe care le putem găsi în tabelul ăsta. În fine, ultima informație importantă o găsim în configurarea pinilor, unde ni se spune exact ce pin e de intrare, ce pin e de ieșire, care sunt legați între ei, ce reprezintă fiecare pin, toate informațiile legate de ce ar mai trebui să știm, fan-out, câte se pot lega, nivelul de tensiune, mai știu și eu, curenții, intensități, toate prostiile. Da, deci tot astea sunt cele trei informații pe care trebuie să le găsiți în datasheet. Cum arată poza, cât pin sunt, cam ce dimensiune are, ca să știți cum să o desenați. După care aici sunt diverse detalii legate de structura piesei respective, iar aici despre configurația pinilor pe care îi veți folosi pentru a face desenul efectiv. V-am arătat diverse tipuri de piese pe care le putem folosi. Da? Diverse piese din clasa 74, și urnanduri, noturi, noruri, cu 2, cu 3, cu 4, cu 8, intră și așa mai departe. În fine, ultimul pas care ar trebui făcut este pasul de implementare, deci practic realizarea cablajului. Iar pentru asta să presupunem că am ales diverse piese, să zicem că am ales memorie de tip 64x4 și avem 3 chipuri, multiplexor 4x1 un chip, numărător universal 2 chipuri, mă rog, asta este informația pentru microinstrucțiunile cu format variabil. Da? Informația de aici, o să vedem un pic mai încolo. O să fac un fel de pic. Să vedeți cam cum arată și microinstrucțiunile cu format variabil spre sfârșitul cursului. După care, să zicem că avem nevoie de două porți de tip și cu două intrări. În fine, în cele din urmă ne-am ales o serie de piese cu care să lucrăm. Ce trebuie să facem este să desenăm schema electrică a circuitului rezultat. Practic să punem piesele astea cum sunt aici, dar fără interior. Da? Scriem pe ăsta ce asta? Și circuitul 1, dacă avem două circuite, să zicem. Da? Deci ăsta o să fie end 1. Asta o să fie mem de la 1 până la 3. Multiplexor e unul singur, whatever. Deci, practic, le dăm niște nume, adică nu mă interesează să desenați chestiile astea, pentru că n-are rost. Dacă îmi spuneți că este piesă de tip 7406 sau 08,
sau ce număr e acolo, ne dă. Dar după aia, deci practic trebuie să puneți pe o foaie aceste piese, de preferat să păstrați dimensiunile pieselor sau să faceți ceva scalat. După care, în momentul în care ați pus pe schema asta câte circuite de memorie trebuia, numărător, multiplexorul, numărătoare, măști pentru ieșiri, ce mai avem de pus pe acolo, trebuie să ne apucăm să ne unim piesele. Da? De exemplu, eu aici am o poartă și. Dacă eu am nevoie de o poartă și, înseamnă că pinul ăsta trebuie să vină de undeva, pinul ăsta trebuie să vină de undeva, iar output-ul trebuie să mi se ducă în altă parte. Și atunci eu trebuie să unesc piesele astea între ele cu niște fire. Da? Și atunci, practic, stabilesc circuitul, stabilesc poziția pe placă, ținând cont de dimensiunile geometrice ale circuitelor respective, se atribuie un număr de ordine fiecărui circuit, astfel încât fiecare pin al circuitului să poată să fie identificat prin numărul circuitului și numărul pinului. De exemplu, dacă circuitul de memorie are numărul N, semnalul de alimentare cu 5 volți, ia să vedem care este, este, uite, VCC-ul e aici, deci o să fie pinul 18 de la circuitul N și atunci pinul respectiv se va numi CN-18. Ok? Adică circuitul N, al N-lea circuit de tip C, și de la circuitul respectiv mă interesează pinul 18. Deci în felul ăsta identificăm fiecare pin în parte, dar la ce ne trebuie chestia asta? Ne trebuie ca să stabilim lista de conexiuni. Deci cu altă cuvinte, pe baza schemei electrice se identifică legătura dintre diverse chipuri în felul următor. Semnalul de alimentare. Avem nevoie de semnal de alimentare pentru toate chipurile. Deci practic chip 1 la pinul 18 se leagă cu chip 2 la pinul 18, se leagă cu chipul 3 la pinul 18, după care avem și alte chipuri care au mai puțin pin, deci se leagă cu chipul N la pinul 14 și așa mai departe, și se leagă la tensiune, la VCC. Da? Deci, practic, odată ce am stabilit care sunt chipurile pe care le vom folosi, deci instrumentele astea de aici, piesele astea de aici, le stabilim poziția pe placă, plus poziția pe placă însemnând că dacă aveți o foaie de desen sau un sheet în PowerPoint sau orice doriți voi, puneți piesele respective, stabiliți care sunt pinii și urmează să tragem legăturile dintre pini. Ca să putem să tragem legăturile dintre pini, în primul rând trebuie să putem să identificăm fiecare pin în parte și din cauza asta am făcut codificarea asta de aici care îmi permite să identific fiecare pin. După care următorul pas este să stabilesc care sunt legăturile pe care trebuie să le trag. Deci cu alte cuvinte să spun ce pin se vor lega între ei. După care ultimul pas este desenul efectiv. Desenul o să vi-l arăt într-un curs, în al doilea curs de după Revelion. Odată ce avem desenul ăla, următorul pas este să se realizeze plăcuțele. Da? Deci, odată ce am reușit să facem designul, pentru că asta facem noi acum, facem designul circuitului, urmează să implementăm pe plăcuță. Asta înseamnă să construim circuitul integrat asociat circuitului respectiv. Circuitul integrat care în cadrul plăcuței conține doar legăturile astea pe care eu le doresc să le fac între pinii pieselor, plus găurelele corespunzătoare unde trebuie să intre piesele respective. Da? Odată ce am plăcuța, nu mai am de făcut decât să aplic piesele pe ele, deci practic să introduc piesele respective în găurile corespunzătoare și cam asta este circuitul. Da? Ținând cont că plăcile pe care se lucrează în mod real pot să aibă 1, 2, 4 straturi. Da? Că asta s-ar face industrial. Deci ăștia ar fi pașii. După ce am făcut desenul pe hârtie, se ia plăcuța de cupru,
se construiește circuitul, apoi se aplică piesele peste respectiva plăcuță și în momentul ăsta este implementarea gata. Voi n-aveți cum să faceți, nu că n-aveți acum, n-aveți cum să faceți nici mai târziu, abia în momentul în care începeți să lucrați în industrie aveți cum să faceți corodarea acestor plăcuțe. Și atunci, ce puteți voi să faceți este să folosiți diverse breadboard-uri. Deci dacă cumva vreți să duceți mai departe proiectul, ori cel individual, ori cel de echipă, cea mai simplă metodă de a face acest lucru este să folosiți aceste breadboard-uri care au conexiunile astea deja făcute în spate. Deci, practic, în momentul în care cuplați piesele respective, firele în spate corespunzătoare acestor circuite sunt deja trase. Și atunci vă simplifică această construcție a circuitului. Deci, practic, vă dați seama cam cum trebuie să plasați pe breadboard piesele respective și în loc să desenați firele, plasați piesele în breadboard în pozițiile corespunzătoare astfel încât să se potrivească firele respective. Acest lucru nu este, nu face parte din proiect. Dacă vreți să vă apucați să faceți implementarea, cu atât mai bine o să primiți niște bonusuri, dar nu trebuie, adică nu se cere la materia asta. O să aveți de făcut chestiile astea la niște materii în viitor. La proiectare logică, totul se termină în momentul în care ați făcut desenul pe hârtie. Deci înainte, într-un pas între ce am făcut aici, unde scriu doar care sunt conexiunile, ce pin se leagă între ei, și ăsta. Deci, practic, între astea două mai este un pas în care se pun pe un sheet toate piesele. Odată ce știu conexiunile, trag fire între ele și gata. Există întrebări? Mă mai auziți? Da. Ok. Deci proiectul este pe hârtie, dacă vrem noi să-l facem altundeva, puncte bonus. Sigur, sigur. Haideți să vă arăt doar ca idee, dar să văd dacă pot. Oprim prezentarea asta. Vedeți slide-ul? Da, se vede. Poftim? Deci cam asta ar însemna. Să zicem că avem mai multe circuite de memorie, avem niște numărătoare. Vedeți ce înseamnă să cuplez pinii, da? Am tras firele între, uitați-vă la firul albastru deschis. Între N29 și M3-16. Ok? Se vede? Da. Deci asta însemna să facem desenul, partea intermediară. Da? Și sunt mai multe etape. Se desenează lucrurile fiecare în partea lui. Chestia asta o să o discutăm, repet, după ce facem cursul de microinstrucțiuni cu format variabil. Dar am zis să vă arăt un să vedeți așa rapid cam ce mă aștept să iasă în final. Deci un desen care să conțină toate aceste detalii. Mai întâi ce piese să folosesc, astea sunt toate piesele pe care o să le folosesc, după care cum le conectez între ele. Ok? Diverse fire. Acum să continuăm cu ce voiam să vă mai arăt din cursul curent.
Deci, practic, aia, ce v-am spus până acum ține de microinstrucțiuni cu format fix, partea asta de cablaj și toate alea sunt, na, pot să fie făcute atât cu microinstrucțiuni cu format fix, cât și cu microinstrucțiuni cu format variabil. Și acum aș vrea să mai stăm 5-10 minute să vedem cam ce se schimbă la format variabil. Este, din nou, teoria și totul o să vă prezint după Revelion, dar practic pasul 4 ar implica să calculăm lungimea microinstrucțiunii. Nu se mai calculează cum se calcula înainte, pentru că de data asta sunt microinstrucțiuni de două feluri. Sunt niște microinstrucțiuni de tip 1 și sunt niște microinstrucțiuni de tip 0. Și atunci la ele se calculează în mod diferit lungimea microinstrucțiunii. Vedeți că la microinstrucțiunea de tip 1 avem NCI, lungimea codului de intrare plus lungimea adresei, iar la celălalt avem numărul de ieșiri. Deci dacă avem în continuare aparatul de mai devreme cu 14 stări, 4 variabile de intrare și 4 variabile de ieșire, practic NCI era 2, NADR era 4 și atunci înseamnă că lungimile de microinstrucțiunile de tip 1 aici ar avea 6. Nout este 4, da, pentru că este ăsta. Și atunci lungimea microinstrucțiunii este 7. Ok? E 1 plus 6. Deci tot ce a trebuit să fac, am luat aceeași informație pe care o aveam pentru microinstrucțiunile cu format fix, dar am calculat altfel lungimea microinstrucțiunii. După aia este vorba de aceeași discuție pe care am avut-o la format fix, că în momentul în care ținem cont și de tipul de memorie pe care îl avem la dispoziție, s-ar putea să se modifice dimensiunea microinstrucțiunii, pentru că se modifică numărul de biți pentru definirea adresei, da? Și în momentul în care se alege o memorie de 64 ori 4, în loc să avem 5 biți pentru, pardon, 4 biți pentru adrese, o să avem 6 și atunci ăsta este, devine 9 și atunci în condițiile în care se folosește 64 ori 4 o să avem nevoie de 3 astfel de circuite. Din cauza asta era discuția mai devreme. Tot așa, se codifică stările, se codifică intrările, se completează informația, după care se completează tabelul ăsta de microinstrucțiuni, dar tabelul se completează altfel. Nu stau acum să vă explic, o să vă explic în detaliu în momentul în care o să facem cursul respectiv. Și din nou, alegem piesele pe care le folosim. Asta este unitatea de comandă pe care va trebui să o implementăm. Din cauza asta apărea numărătorul ăla, că vedeți că aici avem niște numărătoare. Avem niște măști, această poartă de tip sau. Multiplexorul apărea și atunci. Masca reprezintă niște porți de tip și. Și în felul ăsta avem informațiile corespunzătoare. Dar de aici, vedeți că aici aveam nevoie de pardon. În urma analizei lungimii microinstrucțiunii, ne-au dat 3 capsule și din cauza asta era informația de aici, că avem nevoie de 3 chipsuri de memorie de tip 64x4, avem nevoie de un multiplexor, avem nevoie de 2 numărătoare și avem nevoie de porți de tip și cu 2 intrări pentru a realiza ieșirile. Da? Practic, și-ul intra aici la mască, numărătoarele avem nevoie pentru chestia asta, multiplexorul se folosește aici. E un alt tip de structură pentru a analiza ce se întâmplă aici, pentru că în momentul în care avem microinstrucțiuni de două feluri, eu trebuie să asigur faptul că ele se pot prelucra și unele și altele.
Și atunci, din cauza asta, se complică un pic schema asta de microcomand. Dar în rest, ce se face pentru microinstrucțiunile cu format fix, se face și pentru alea cu format variat. Ce urmează la pele? Pe 10 o să vă fac cursul în care vă predau microinstrucțiunile cu format variabil. După care, pe 14 probabil că o să fie la voi, ceea ce e un pic deranjant, pentru că este vineri, în prima săptămână de după Revelion, ceea ce înseamnă că veți apuca să faceți laboratorul înainte să faceți cursul, în care să vă fac exemplul ăsta de implementare cu cablaje, ce v-am arătat pe scurt astăzi. După care, în săptămâna aia, o să fie un laborator legat de întrebările pe care le aveți legate de proiectul 1 și 2. Apoi, în cursul 17, în cursul din 17 vă fac hazard și curse critice, ultimul curs de predare. În săptămâna aia va trebui să prezentați proiectul 1. Urmând ca în ultima săptămână să facem un curs de recapitulare pentru examen și să prezentați la laborator proiectul 2. Aici e o greșeală. În săptămâna 24-28, dacă nu se termină de prezentat proiectul 1 în cadrul laboratorului din săptămâna 17-22, atunci acest al doilea curs din ultima săptămână va fi dedicat prezentărilor acestui proiect, urmând ca în laboratorul din săptămâna respectivă să facem prezentarea proiectului 2. Aveți întrebări? Deci, practic, asta este săptămână pară și avem două cursuri, după care urmează săptămână impară, avem un singur curs și aici e încă o săptămână pară în care avem iarăși două cursuri. Există întrebări? Dacă nu, atunci eu vă urez sărbători fericite și un an nou mai bun decât toți de până acum. Vacanță plăcută, odihnă, urmează șocuri. Domnul, am eu o întrebare. Te rog. Trebuie să stabilim acum ziua în care dăm examenul final la PLE sau se poate și mai târziu? Din punctul meu de vedere, se poate când vreți voi. Nu, că gen la alte materii am fost un pic presat să stabilim de acum. Problema e că secretariatul ne cere, cred că mâine sau poi mâine, planificarea. De-asta... Exact. Exact asta vreau să vă zic. Nu, cum să zic eu? Nu eu vă impun să-mi spuneți sau să stabilim împreună când dăm examenul, ci vi se impune de către alții care trebuie să facă niște programări, trebuie să stabilească ore, trebuie să facă au de lucru, nu-i problemă. Din cauza asta eu v-am tot cerut informația. Sperăm că astăzi o obținem. Bun. Dacă astăzi obținem informația, atunci hai să discutăm după ce obțineți informația asta și hai să încercăm să o batem în cuie. Voi când ați dori? Cam care are... Deci, din punctul meu de vedere, asta a fost materia pe care aveam să vă prezint. Acum putem să avem discuții libere. Păi, propunerea mai multor colegi a fost să stabilim parțialul la PL în prima săptămână de sesiune. Parțial nu avem, avem examen final. Examenul final, scuze. Examenul final în prima săptămână. Deci după 29, când? Păi ideea e că n-am făcut o zi fixă, doar... Am înțeles. Păi, dar ok. Dacă ar fi pe, nu știu cum merg zilele cu... Gen, nu știu fiecare dată în ce zi pică, dacă deschid acum în calendar, scuze. 29-30 e weekendul, o să-mi pace, de 31 e luni până pe 3 care e vineri. Am vorbit de săptămâna 7-11 la pele. Păi, ok. Eu aș zice așa, discutați între voi. Aveți un șef al seriei? Da, eu sunt. Cristian, după ce discutați între voi, trimite-mi un mesaj pe Teams, dacă nu răspund pe Teams, trimite-mi pe mail
chirucosat.yahoo.com sau chirucosat.gmail.com și continuăm discuția acolo. Dar mai întâi discutați voi între voi să vă puneți la... la... Da, să cădeți de învoială cum, cum vă organizați, care e ordinea pe care vreți să o dați examenelor, după care să vă stabiliți care este intervalul necesar pentru a învăța pentru fiecare examen în parte și după aia hai să discutăm noi doi să vedem în ce zi ați vrea să dăm examen. E bine? Da, deci vă anunțați pentru un mesaj special. E perfect. Ați putea să mai spuneți o dată adresa dumneavoastră de e-mail. Chirucos. Chiru.cos sau pur și simplu? Nu, într-un cuvânt. Ok. La Yahoo sau la Gmail, unde vrei. Bine. Mulțumesc. Deci vă anunțăm. Dacă uiți, poți să trimiți la adresa care este în slide-uri. Ok, care e UPB, nu? Da, care e costin.chiru@upb.ro. Bine. Mulțumesc. Deci nu e o problemă. Eu nu cred că o să răspund și pe Teams, dar na, just in case. Ok, alte întrebări, observații, comentarii? Bun. Dacă nu mai sunt alte lucruri, atunci din nou vă urez sărbători fericite. Odihniți-vă, o să aveți nevoie. La revedere! La revedere, sărbători fericite! Sărbători fericite! La revedere! Sărbători fericite! Pa, pa!